eu, când eram mai mică, nu eram la fel de inteligentă față de cum sunt acum. Și de-aia, uneori îmi doream fel și fel de lucruri inutile. De exemplu, la un moment dat, mi-am dorit un pui galben de găină viu, cu care să pot dormi în pat. Dar probabil că am ucis bietul pui în somn când m-am întors de pe o parte pe alta. Și mi s-a spus că puiul din pat a zburat pe geam. Evident că nu am crezut asta. Nu prea credeam ce spuneau adulții. Mereu era sceptică. Cum era și cu Moș Crăciun care, mă, firar să fie, ajungea după ce adormeam. Dar odată am rămas trează și adevărul a ieșit la iveală. Nu le-am zis părinților mei că știe. I-am lăsat să se creadă Moș Crăciun câțiva ani. Dar asta e adevărul. Să revenim la existența sorului. Am trezit eu, într-o bună zi, că vreau o soră mai mică. Deci, atenție! Nu frate, ci soră neapărat. Și nu mare, ci mică. Eu erau foarte clară în dorințe. Pui galben de găină viu, soră mică, ca să nu existe rău. I-a zis maica mea să ies în fiecare zi pe balcon, să mă rog de barză să-mi aduc o soră. Am stat. Am stat ca fraiera pe balcon, strigându-mi dorința către o barză, deși era foarte ciudat că nu vedeam nicio barză. Și așa mi-am petrecut eu câteva luni din copilărie, vorbind cu perze nevăste, până când s-a întâmplat minunea. Am fost anunțată că am o soră mai mică. Bine, bine, am zis, și unde este sora? Mi-a zis că este la ea multă. Evident că nu am înțeles ce o dăm atâta pe după vișe cu sora asta. Eu am cert-o sau mama? Cine a stat atâta amar de vreme vorbind cu perze nevăste? Eu sau mama? De ce nu sora mai mică este a mine în cameră pe covor și la mama multă? Oricum, întrebări fără răspuns. A trecut vremea. Nu prea știam exact câtă, că eu nu prea mă pricepeam la timp atât. Dar eu tot insistam să fie soră, dacă fratele arunc pe geam. Zic-o că am trecea emoțiile pe mai bine. Eu fiind foarte hotărâtă din fire. Și eu tot întrebam, de ce nu scoate sora mai mică din burtă și imediat să mă joc cu ea? Îmi spunea că nu poate să facă asta. Trebuie să ducă la doctor să-i taie burta, apoi să scoate sora de acolo. Dar acum doctorul este ocupat și nu avea timp de asta de-abia peste câteva luni. Dacă știam că durează atâta până să primesc o soră mai mică, aș fi cerut naiba, un cățel sau o bicicletă. Oricum, deja lucrurile se complicau. Spital, doctor, cuțit, tăiere și pentru ce? Pentru că barza nu a fost în stare să pună sora mai mică la mine în cameră pe cobor și a pus-o la mama burtă. Atâtea probleme din cauza unei beze proaste. Apoi au început coșmarurile. Visam că se duce mama la spital, vine doctorul, îi taie burta și apoi spune nu este nicio soră mai mică în burtă. Mă trezeam plângând, oricum, chinuită nu. Și după această așteptare îndelungată, a venit pe lume vietatea anumită soră. Ați crede că s-a născut după 9 luni, nu? Dar nu. Ulterior am aflat că nu s-a născut la termen, ci după termen. S-a gândit să vină pe lume după 9 luni și 2 săptămâni. În ciuda mea, probabil. Iar eu am așteptat-o cu nerăbdare ca să le arăt fetelor cu care mă jucam în fața locului. Ce să fac? Nu am avut voie să mă apropii de ea. Acum doarme, acum mănâncă, pișu, caca, toată ziua de la mine. Activitatea de neinteresată. Fă fără treabă. Mi-a devenit foarte întrebat. Sincer, nu am mai stăt niciodată singură ca să arăt de la balcon, deși era foarte atent. Mereu era cineva lângă ea. Iar după câteva luni, n-aș mai fi putut să o ridic. A recuperat pierdatea. La 6 luni când era copil, la 4 ani, grasă, imensă și ciudată, plângea că cățelea mea mai dragă și mânca tot ce prindea. Am mâncat odată și o cutie de televizor. Bine, nu pe toată, dar a durat câteva săptămâni, cred. Sau luni. Nu prea mă pricepeam la timp atunci. Dar atâta timp cu sora asta